Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Astăzi la Europa FM o să-l cunoaștem pe Crișan Pop Vlad Adrian. Este un român care și-a propus ca în 2019 să alerge la unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume. Este vorba despre Arctic Ultra și face acest lucru în beneficiul Magic Camp, un proiect despre care ați mai aflat de la Europa FM, dar n-ați aflat despre Vlad, de ce ar face cineva o asemenea nebunie să alerge într-o pustietate înghețată pentru o cauză nobilă. Salut și bun venit la Europa FM. Servus, mulțumesc de invitație. Bine te-am găsit. Cine ești, de unde ești și de ce să alergi? Sunt din Cluj. Am fost voluntar în tabăra Magic Camp în 2014. Pentru cei care încă nu au auzit de Magic Camp, la Brănești, Vlad Voiculescu alături de Melania Medeleanu au creat o tabără pentru copii cu afecțiuni oncologice. Au început cu 30 de copii în 2014 și anul acesta am avut 280 de copii din România și din Chișinău care au participat la activități de călărie, de parcul de aventură și multe, multe alte lucruri frumoase în tabără și am rămas foarte impresionat de ce se întâmplă acolo. Am fost pentru prima dată nu știam nimic despre Magic Camp, cumva Magic Camp m-a găsit pe mine și am realizat că eu sunt sănătos, am două mâini, două picioare și nu fac nimica, pentru că lucram foarte mult, nu vedeam altceva în afară de muncă și am învățat de la o fată că cel mai important lucru este sănătatea și familia și când am văzut transformarea copiilor și cât de mult îi ajută această tabără, m-am apucat de alergat și am vrut să ajut mai mulți copii să participe în această tabără și ulterior și în alte proiecte m-am implicat. Tu nu ești sportiv profesionist? Nu, alerg doar din 2015 și cred că limitele sunt în capul nostru, corpul poate să aducă foarte mult atât timp cât îl supunem efortului treptat. Și am alergat la un semi-maraton din Cluj, pe lângă faptul că nu m-am mai ridicat 3 zile din pat și următoarea săptămână am mers ca un pinguin, cumva a fost bucuria de la finish că am putut să ajut acești copii, pentru că am îndemnat prietenii să doneze pentru fiecare kilometru pe care l-am alergat și de atunci am participat la triatloane, Ironman, ultramaratoane montane. Ce faci în afară de alergat? În afară de alergat, am încercat să găsesc mai multe joburi, dar puțin șefii au înțeles nebunia mea de a alerga pentru copii și atunci am pus bazele unei firme personale pentru evenimente dedicate copiilor. Și astfel pot să plec când vreau, să mă antrenez, să cumva este o balanță foarte frumoasă și știind că ajut acești copii, îmi dă putere de fiecare dată să ridic ștacheta. Și chiar zilele trecute m-am întors din Africa de Sud, am fost la ultramaraton Cape Town, am alergat 100 de kilometri pentru Magic Camp și am terminat proiectul pe care l-am avut anul acesta și anume să alerg 3200 de kilometri pentru 320 de copii din Magic Camp. Felicitări! Cum s-ar traduce asta în bani sau ce înseamnă practic gestul pe care tu îl faci? Pentru că până la urmă e simbolic asociat fiecare kilometru pe care tu îl parcurgi cu o donație. Da, singur nu am putut să fac. Nu aș fi putut să fac lucrurile pe care le-am făcut, nu aș fi putut să ajut atât de mulți copii să vină în tabără și le mulțumesc pe această cale prietenilor și partenerilor care au susținut și au investit în copii. Am încercat să implic oamenii pe mai multe planuri. Pe o pagină de crowdfunding am creat un cont unde oamenii au donat direct în contul asociației și am prezentat proiectul și ce-mi propun companiilor și astfel ei au donat
cei 20% din impozitul pe profit, bani care normal merg la guvern și sunt folosiți așa cum sunt folosiți, și am vrut să ajutăm acești copii cu acești bănuți ca pentru a investi în ei și a îi ajuta în tot acest demers, pentru că bănuții au ajutat și la medicament, la medicamentele copiilor și la Magic Home și la alimente, proiectul Magic Box pe care îl trimitem lunar, și astfel încât a fost o dovadă vie că încă în România este speranță, oamenii încă au poftă de a face bine, și așa cum a fost exemplul campaniei cu scaunul rezistenței de la Galateca, care oamenii s-au așezat și au trimis SMS, și a fost o campanie emoționantă. A fost o dovadă că noi, tinerii, noi, generația de acum, putem schimba lucrurile și puțin cu puțin se adună. Am înțeles. Singurele modele pe care le avem despre ceea ce înseamnă Arctic Ultra, cred că sunt de la Tibi Bușeriu și din povestirile lui, și știu că este un ultramaraton cu adevărat dificil. Îmi povesteai înainte să începem interviul că te pregătești cu Tibi pentru această experiență, nu? Da, este considerat cel mai greu ultramaraton din lume, nu neapărat datorită părții tehnice, ci a condițiilor. Sunt multe riscuri, poți să orbești, poți să fii luat de furtună sau... Ce înseamnă pregătirea pentru acest ultramaraton? Păi... Pregătirea a început din vară. Am discutat cu Vlad Voiculescu, i-am cerut, l-am întrebat dacă este ok să fac asta pentru Magic Camp. Apoi am discutat cu Tibi, l-am întrebat dacă poate să fie mentorul meu, să mă ajute cu pregătirea. Apoi m-am înscris, mi-am comandat sanie. Practic, antrenamentul a început din ianuarie cu pregătirea pentru cei 3200 de kilometri. Partea de alergat, dar după ce m-am înscris și am fost acceptat la Arctic, a început și antrenamentul de tras de sanie, încerc să mă îmbrac mai sumar, să obișnuiesc corpul cu temperaturile scăzute, dușuri reci. Da, văd cum îmbrăcat sumar, așa că bolovor tu ești tricou cu mânecă scurtă, e ok, și e foarte frig afară. Da, ți-ai schimbat cumva un alt regim de viață, alimente speciale, încerci să te obișnuiești cu un conținut mai mic de calorii. Mă gândesc că acolo nu ai posibilitatea să mănânci așa cum o faci în țară sau în alte condiții. Da, alimentația merge mai mult pe parte de grăsimi sau de alimente care să îți dea energie pe lungă durată, gen orez sau alte alimente. Nu prea mă împac cu gelurile sau cu lucrurile dulci care îți dau o energie puternică pentru o scurtă perioadă de timp, și încerc să mănânc. În Cluj încerc să mănânc sănătos, dar să aleg din toate, pentru că corpul trebuie să-și ia resurse din toate alimentele, și sper că sau vom vedea ce provocări vor fi pe traseu. Ești căsătorit? Da, sunt. Ce zice soția? Pe soția am întâlnit-o în 2014 în tabăra Magic Camp. A fost și ea voluntar și am cunoscut acolo, m-am îndrăgostit de ea. În următorul an am cerut-o de căsătorie la focul de tabără și cumva ea a fost alături de la început. Și atunci înțelege motivația, da, ta. Da, înțelege foarte bine motivația și mulțumesc că îmi suport toate nebunile. Este alături de mine sau a fost alături de mine și la finish-ul unor curse. Și împreună ajutăm Magic Camp alături de ea la Cluj, ne ocupăm de două apartamente, Magic Home, unde momentan avem 10 beneficiari, mămică alături de copil, care vin la Institutul Oncologic Ion Chiricuță sau la Pediatrie 2 și n-au un loc unde să stea, și în Magic Home au toate condițiile necesare să gătească, să spele, nu trebuie să plătească nimic,
Și dacă sunt ascultători care știu pe cineva la Cluj și sunt la tratament și nu au unde să stea sau dorm pe băncile spitalului, pot să apeleze să ne scrie pe Facebook, pe Magicamp sau pe magicamp.ro și îi primim cu drag, pentru că astfel toate resursele și toți bănuții merg pentru a termina cu succes tratamentul, știind că ai un acoperiș deasupra capului. Bun, pentru cei care urmăresc video acest interviu sau ne ascultă la pe Europa FM, cum se pot implica, cum pot susține această inițiativă? În primul rând, Magic Camp a fost o tabără care mie mi-a schimbat viața și pentru cei care doresc să fie voluntari în 2019, pe magiccamp.ro pot găsi un formular unde pot să se înscrie și vor fi contactați de persoana care se ocupă de voluntari. De asemenea, dacă doresc să adopte o familie și lunar să-i ajute cu alimente, avem proiectul Magic Box. Trimitem lunar la 180 de familii din țară pachete cu alimente. În general, comandăm de pe un site online. Cumpărăturile în valoare de 250 de lei sunt livrate gratuit la familie acasă și astfel încât dacă o persoană sau două sau mai mulți pun mână de la mână și adoptă o familie, e foarte simplu de la birou să trimiți acest colet, nu trebuie să mergi la cumpărături. Și de asemenea, pentru Arctic, pentru cursa de la Polul Nord, scopul nu este de a alerga pentru mine, ci de a alerga pentru a crea 100 de burse educaționale pentru 100 de copii din Magic Camp, pentru că cancerul este o boală care necesită 6 luni sau un an de zile de tratament și mulți copii renunță la școală sau întrerup școala și le este foarte greu să revină. Și atunci, discutând cu Melania și cu Vlad, ne-am gândit să creăm acest proiect în sprijinul lor, pentru că cred că educația este viitorul unui copil. Dacă investim în copii, în educație, investim în generația următoare care va schimba România și timp de un an de zile le vom da lunar 500 de lei, iar pentru un copil, pentru un an, vom aloca 6.000 de lei pentru această bursă, astfel încât ei să meargă la școală, să aibă rezultate bune și să facă ce și-au visat. Deci, practic, tu ți-ai propus să strângi 6.100. 6.100. Ca să nu spun suma mare, un plan foarte ambițios. Cei care contribuie și susțin această cauză, cum pot urmări că banii într-adevăr ajung acolo unde li se spune că ajung? Pentru că există foarte mulți care au anumite reținere atunci când vine vorba de donații. Pe magiccamp.ro pot să vadă mai multe despre acest proiect. De asemenea, am creat și pe Facebook o pagină Alerg la 6633 Arctic Ultra pentru Magic Camp. Acolo îi țin la curent cu toate, cu evoluția cursei și cu toate bursele, tot proiectul, tot ce ține de... Practic, asigurați transparență totală. Exact. Și, bineînțeles, pe Sanie eu voi avea numele partenerilor, a oamenilor care au donat și în momentul în care bursele vor fi alocate, va exista un raport, toți donatorii vor primi un mesaj și vor ști ce s-a întâmplat cu banii lor, astfel încât împreună să putem să-i ajutăm pe acești copii și să știe fiecare ce am făcut cu banii. Crișan Pop, Vlad, Adrian, mulțumim foarte mult și mult succes! Mulțumesc mult de invitație și poate ne auzim de la Polul Nord. Cu drag! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!